Jane, am mulțumesc că liderul pro Victor Bonta, a lansat o serie de întrebări legate de situația lui Raed Arafat. Imediat după ce a apărut filmulețul cu intervenția pompierilor din noaptea în care a incendiul de la colectiv, o duce, se duce o campanie gravă de lăturarea secretarului de stat din funcție. Vine cu detalii despre acest lucru. Larisa Popa, colega mea, te ascultăm. Larisa, bun găsit! Bun găsit! Este foarte important de menționat faptul că Raed Arafat a anunțat faptul că nu va demisiona din funcția de secretar de stat iar dacă va fi înlăturat atunci ia în calcul foarte serios să plece chiar din România. Pe de altă parte, așa cum spuneai și tu, liderul pro-România Victor Ponta a lansat pe pagina sa de socializare o serie de întrebări retorice cu privire la ceea ce îi se întâmplă lui Raed Arafat și spunea că tot acest război este dus de către Vlad Voiculescu și de către Dacian Cioloș un război dus împotriva lui Raed Arafat și se întreba Victor Pont pe pagina sa de socializare care este motivul. Pe de altă parte, însă Vlad Voiculescu vrea să obțină uh, primăria capitalei, tocmai de aceea ia în considerare și face tot posibilul să-și ducă la îndeplinire acest caz, iar cel care ar putea să stea în cale este chiar Raed Arafat și vorbea tot Victor Ponta pe pagina sa de socializare despre faptul că în 2016, când Dacian Cioloș se afla la conducerea guvernului, iar Vlad Voiculescu se afla în funcția de Ministrul al Sănătății, n-au făcut nimic împotrivă uh, să îl înlăture pe Raed Arafat din funcția de secretar de stat, pentru că și atunci Raed Arafat ocupa aceeași funcție.